de când aveam 11 ani, mi-aduc aminte că dacă pățeam, luam o notă rea la școală sau mă certa cineva, ieșeam din asta, era un fel de evaziune. Până la urmă, nu știu câtă sănătate mentală au actorii, și mi-închipuiam că sunt într-un film. Și acolo joc o fată care a luat nota 7, știi? Și cum o să-i spună ea mamei. Adică tot timpul mă vedeam cu aparatul în față, aș fi vrut să fac film, aș fi vrut să mă vadă cineva într-un fel. Să știi că eu totuși am asta în mine, că nu m-a văzut încă nimeni. Ai jucat, am spus, în filmele lui Geo Saizes. Aproape în toate am jucat. La Cornel Diaconu am jucat în niște băieți grozavi, unde eram cu toată grupa de actori tineri pe atunci. Și cei talentați, băieți frumoși, grozavi, așa, da? Niște băieți grozavi, chiar niște, așa se chema. Și m-aș bucurat că acum câteva zile Malvina Urșanu mi-a spus că i-a plăcut foarte mult filmul. Eu credeam că ăla e un film care trece neobservat, dar era Papaiani care făcea. Și vreau să povestesc ceva despre filmare. Papaiani, care este unul din cei mai cinstiți actori pe care i-am cunoscut eu. El niciodată nu ridică cu ceva fals. El e foarte cinstit ca actor. Și aveam un monolog despre fericire. Și asta era prin anii 84. Și era foarte greu să vorbești în anii 80, nu știam noi ce ne așteaptă, dar în anii 84 era foarte greu să vorbești despre fericire și mai ales să ții un monolog. Și papa mi-a spus, nu pot să țin, cum să vorbesc despre fericire, nu pot. Ce spune publicul ăsta care se uită, oamenii, ce or să spună că noi vorbim despre fericire fals și calp? Și? Și Cornel Diaconu, care avea cu totul alte probleme, săracul, că știi cât era pelicula, cât era ziua, locația, că filmam undeva pe la Fumat, era ceva, o dramă îngrozitoare. Și era o isterie generală și atunci papaia ne-a spus, uite, întreabă-i pe aia de acolo, care eram într-un fel de motel, nu știu unde, într-o grădină așa. Și ne-am dus să se întrebăm. Și el stătea, bătrânul stătea într-un scaun și parcă era un prinț indian, avea o eleganță de asta, așa. Și cei tineri stăteau în picioare, n-aveau voie să stea jos. Și Diaconul, disperarea aia a făcut, sunteți fericiți? Direct, nu că noi, că vrem, că sunteți fericiți? Și atunci fiecare a răspuns, da, sigur, fiecare, chiar au răspuns cum trebuie. Dar fata tânără, care era în spatele bătrânului, a spus, sigur că sunt fericită. Păi sunt tânără, am un bărbat, sunt măritată de o lună, îl iubesc și până eu sunt fericită când vreau eu. Știi ce repede ne-am dus la filmare noi după aceea?